Bună seara și bun găsit la Un Pont pe Zi, emisiunea care încearcă și pot să spun chiar și reușește de cele mai multe ori să vă ofere inspirație și informații prețioase pentru pariurile sportive. S-a terminat ziua de 5 februarie, o zi specială, vă spuneam și ieri, ziua lui Gică Hagi, dar nu numai altor mari fotbaliști celebri precum Neymar, Cristiano Ronaldo și Carlos Tevez, și de ziua lui Gică Hagi, fiul său Yanis Hagi a marcat golul victoriei pentru Glasgow Rangers 2-1 cu cei de la Hibernian. Yanis a fost titular și a marcat golul victoriei în 83, apoi a ieșit în 87, așadar cel mai frumos cadou pe care putea să-l ofere tatălui său Yanis, această reușită în meciul celor de la Rangers. Pe de altă parte, practic, sunt alte meciuri în desfășurare, unele nu s-au încheiat. De exemplu, meciul zilei propus ieri, Saint-Étienne Olympique Marseille, mare câteva minute de consumat pentru a fi finalizat acest joc. Este 1-0 în momentul de față pentru cei de la Marseille. Am fi în grafic cu acest pont, însă până când vom avea practic toată ziua de 5 februarie încheiată din punct de vedere al jocului, haideți să facem recapitularea cu care v-am obișnuit deja în ultimele zile, cu turneul de poker special care va avea loc aici la B1. 888 Poker și Poker Fest România organizează show-ul TV Road to Vegas, o campanie de calificări către World Series of Poker 2020, care va permite oricui va avea 21 de ani împliniți în luna iunie să meargă în Las Vegas și să joace în evenimentul Crazy Eights, turneu cu brățară de aur și $888,888 pentru campion. Călătoria spre Las Vegas începe online în fiecare vineri de la ora 22. Va fi un turneu online pe 888 Poker cu $10 intrarea și $5,000 în premii garantate. În plus, primii 6 clasați vor veni la B1 TV în fiecare joi noapte, unde vor juca live în direct pentru unul dintre cele 3 premii puse în joc săptămânal, locurile 2 și 3, câte un bilet către festivalul 888 Live București din martie. Câștigătorul show-ului va primi un pachet complet către World Series of Poker 2020 în Las Vegas. Show-ul are 12 ediții și așadar vor fi 12 jucători care vor reprezenta România în cel mai mare festival anual de poker din lume. Practic, aceștia ne vor reprezenta în Las Vegas, orașul despre care se spune că nu doarme niciodată. Turneul online de calificare este de neratat, chiar și cei $5,000 în premii sunt un motiv suficient de participare. Dacă adăugăm și șansa imensă de a apărea într-un show TV și de a juca poker în Las Vegas, deja niciun amator al pokerului nu ar trebui să aibă vreo scuză să nu intre în această competiție fără precedent în România. Drumul către Vegas nu a fost niciodată mai accesibil oricui, un turneu online simplu și profitabil, un show TV săptămânal și apoi în Las Vegas, cu puțin noroc, oricine se poate umple de faimă și mai ales de bani în cea mai generoasă promoție făcută vreodată în pokerul românesc. De la poker ne întoarcem la sportul rege, tocmai a trecut ziua regelui Gică Hagi și o să vedem acum care este meciul zilei Unibet. Nu uitați și de pagina noastră de Facebook, Un Pont pe Zi, Pariuri 1x2, unde așteptăm mesajele voastre pentru a comenta împreună aceste jocuri. Suntem așadar la meciul zilei Unibet. Redacția Pariuri 1x2 a ales pentru astăzi duelul dintre FC Voluntari și FCSB, care va avea loc mâine de la ora 20. O confruntare în care sunt față în față ocupanta ultimului loc, FC Voluntari, echipa cu cea mai slabă defensiv, cu cea mai slabă ofensivă din campionat, doar 15 goluri marcate până în acest moment, și FCSB, care vine după eșecul din confruntarea cu CFR 0-1. FCSB în acest moment pe locul al 4-lea, dar cu o victorie, echipa
echipa roșialbastră ar putea să urce până pe poziția secundă la 5 puncte de cei de la CFR. La FC Voluntari Belu nu are drept de joc. Voluntariul este fără victorie pe teren propriu din mai 2019, însă un lucru foarte important și interesant totodată vine după o victorie cu cei de la Academica Clinceni. 2-1 a fost așadar victorie pentru Voluntari în deplasare, un succes care ar putea să ofere un impuls moral suficient ilfovenilor în confruntarea cu FCSB. Au mai fost surprize, este posibil să vedem și un rezultat mai puțin așteptat pentru noi. Voluntari are o cotă de 7 pentru victorie, egalul este creditat cu 4.35 la Unibet, iar o victorie a celor de la FCSB 1.48. Iată că și FCSB practic are o cotă destul de mare din punct de vedere al acestui duel, ținând cont de faptul că înfruntă totuși ultima clasată în Liga 1. Sunt alte cote destul de atrăgătoare, ambele marchează cotă 1.98, gazdele primesc mai multe cartonașe, cotă 1.89 și oaspeții înscriu în ambele reprize cota 2.35, o cotă foarte bună din acest punct de vedere. Bun, este un mesaj venit de la Cătălin, spune Voluntari marchează, ambele marchează, ne spune Cătălin pe pagina noastră de Facebook, un pont pe zi. Doru spune, pontul său la Voluntari FCSB, echipa oaspete câștigă meciul și se marchează cel puțin 2 goluri în meci și aici o cotă foarte, foarte bună. Spunea, e un mesaj simpatic de la Dorinel, spune nu ai cum să câștigi când vezi asemenea surprize Lazio și Lyon, să vorbim imediat și despre ce s-a întâmplat în această seară. Pontul pariuri 1x2.ro pentru această partidă FC Voluntari FCSB este x2 și oaspeții au mai multe cornere, cotă 1.41, sunt cote oferite de Unibet, vă reamintesc. E interesant de văzut acest duel. Spuneam, FCSB, dacă se impune, va urca pe locul secund la 5 puncte de CFR. În acest moment roșialbaștrii sunt pe poziția a patra. Da, spuneam că sunt câteva rezultate mai neașteptate în fotbalul internațional în acest mijloc de săptămână. Practic, Lazio a remizat cu Verona, Lazio ne-a ciuruit, este un mesaj venit pe pagina noastră de Facebook de la un prieten al emisiunii. Într-adevăr, Lazio-Verona 0-0, Lazio ratează șansa să se apropie la 2 puncte de Juventus și să intre cu adevărat în lupta pentru Scudetto. Este un pont care nu ne-a ieșit, din păcate, trebuie să spunem acest lucru. Nu am marcat Immobile, avea o cotă foarte bună, 1.65. Spuneam că este în continuare, aproape de final, duelul dintre Saint-Étienne și Marseille, este 0-2. Iată, 2-0 pentru Marseille, un gol marcat pe final de cei de la OM, golul lui Nemanja Radonjić practic risipește orice emoție, spre bucuria colegului nostru Radu Panciu, care tocmai a ieșit din platou de curând. Paet a marcat primul gol pentru cei de la Marseille în minutul 7, așadar Marseille se impune, a fost într-adevăr un pont câștigător X2 și gazdele cel puțin un cartonaș cotă 1.53, un pont câștigător. Iată, OM își consolidează poziția secundă în Franța. În schimb, spuneam, Lazio a stricat multe, multe ploi în această seară. În același timp, Bayern München, să spunem, în Cupa Germaniei s-a impus cu 4-3 în fața lui Hoffenheim după ce a condus chiar cu 4-1. În Scoția, spuneam, Rangers a trecut de Hibernian cu 2-1. Revenim puțin la ponturile oferite de ieri. Tottenham a trecut de Southampton 3-2, a ieșit acest pont, gazdele câștigă minim o repriză, cotă 1.40, un pariu câștigător. La Rennes Nice am avut succes, gazdele înscriu sub 1.5 goluri, a fost 1-1 în această partidă. La Montpellier Metz de asemenea, gazdele câștigă minim o repriză, cotă 1.42, am avut succes. În schimb, la Lyon Amiens, iată un alt rezultat care a stricat mult ploile, a fost 0-0. Noi am avut gazdele înscriu peste 1.5 goluri. Am avut în același timp alte partide în
Franța, Toulouse, Strasbourg 0-1, Montpellier, Metz, am spus 1-1, Nîmes, Dijon 2-0, Brest, Bordeaux 1-1. În Germania, Leverkusen, Stuttgart ne-a ieșit pontul, 1 solis cotă 1-42, a fost 2-1 pentru Aspirine, Ferl, Union Berlin 0-1, aici nu am avut câștig de cauză, la fel cum nu s-a întâmplat nici la Saarbrücken cu Karlsruhe, ambele marchează, este 0-0 și suntem deja în 116, foarte aproape să se ajungă la lovituri de departajare. Bayern München, vă spuneam, 4-3 cu Hoffenheim, într-un meci în care bavarezii au avut chiar 4-1 la un moment dat. Nu ne-a ieșit nici pontul din Cupa Spaniei. Mirandes mai face o victimă din La Liga după ce a trecut de Sevilla în runda anterioară. Acum Mirandes a învins-o pe Villarreal 4-2. Noi am avut pont, oaspeții se califică, însă iată, Mirandes își continuă traseul impresionant și face pasul spre faza următoare a competiției. În Belgia, Waregem-Bruges, am avut pont X2 și între 2 și 5 goluri a fost un pariu câștigător, victorie pentru Bruges 2-1. Iar în Scoția am avut Motherwell Celtic X2 și între 0 și 5 goluri cotă 1.43, un alt pariu câștigător. Celtic s-a impus cu 4-0 în momentul de față. Celtic lider în Scoția cu 7 puncte avans față de Rangers, echipa lui Yanis Hagi, care are însă un meci mai puțin disputat. Cam acestea au fost, să spunem, ponturile pe care le-am dat ieri, un bilanț al acestor ponturi. În același timp, biletul pe care l-am propus aseară pentru insomniaci, să spunem, au fost meciurile din America de Sud, din Copa Libertadores și Copa Sudamericana. Biletul nu a ieșit la o cotă de 2.28, ne-a scos Fluminense, care a făcut 1-1 cu Union La Calera, chiar dacă oaspeții au avut și un jucător eliminat în minutul 75, la puțin timp după ce egalaseră. Vélez Sarsfield Aucas a fost 1 la o cotă de 1.30, victorie cu 1-0. La fel, Independiente Medellin a trecut de Deportivo Táchira cu 4-0, confirmând cota de favorită, a fost 1.30 pentru cei de la columbieni. Îl salutăm pe Nicolas din Hamburg. Da, sunt și câteva mesaje mai simpatice din partea prietenilor noștri. O să mergem mai departe și o să discutăm acum despre alte ponturi din fotbal. Copa del Rey pregătește mâine două partide extrem de interesante între giganții din La Liga, Real Madrid și Barcelona, și echipele din țara bascilor, Real Sociedad și Athletic Bilbao. Real Madrid, Real Sociedad, iată unul dintre ponturile oferite de redacția pariuri1x2.ro, peste 8,5 cornere cotă 1.42, și la Athletic Bilbao Barcelona se machiază între 1 și 3 goluri cotă 1.45. O cotă foarte bună din acest punct de vedere. În Belgia avem meciul dintre Kortrijk și Antwerp, gazdele peste 1,5 cartonașe, cotă 1,50. Avem partide și din Egipt incluse în această ofertă. El Masri Tanta 1x și gazdele marchează cotă 1.42 și Pyramids Al Ahli, ambele echipe marchează la o cotă de 1.68. Sunt câteva meciuri interesante. În același timp, tot pentru cei care nu au somn în această noapte, le propun un alt bilet cu o cotă de 2.20. Este un bilet personal, practic, pe care îl propun. Sunt trei partide din America de Sud, meciuri din Copa Libertadores și Copa Sudamericana. În Copa Libertadores avem The Strongest cu Atletico Tucumán, merg pe victoria gazdelor, cotă 1.45. The Strongest joacă în La Paz la o altitudine de 3.640 de metri, are 5 victorii consecutive acasă și nu a mai pierdut pe teren propriu din 1 martie 2019, de aproape un an. The Strongest nu a mai pierdut în toate competițiile pe teren propriu. Atletico Tucumán, pe de altă parte, vine după 5 egaluri consecutive, astfel că mizez pe un rezultat pozitiv pentru gazde, victoria așadar pentru The Strongest, cotă 1.45. Tot în Libertadores avem confruntarea dintre paraguayenii de la Guarani și Corinthians, aici merg pe X2, cotă 1.32, chiar dacă Guarani are 4 victorii consecutive,
Iar Corinthians totuși este lider în Paulista, vine după un 2-0 cu Santos, o rivală, un succes care ar putea să-i ofere un impuls moral consistent pentru această partidă. Totuși Corinthians are doar o victorie în ultimele 5 deplasări și de aceea merg pe varianta X2 cotă 1.32, tot în America de Sud, dar în Copa Sudamericana, echivalentul Europa League în Sud America, avem confruntarea dintre Vasco da Gama și Oriente Petrolero, unul solist cotă 1 și 15, o cotă foarte mică care vine ca urmare a diferenței valorice nete în favoarea brazilienilor, pentru că Vasco are doar o victorie în ultimele 6 partide, însă iar Oriente Petrolero are 3 victorii consecutive, însă spuneam diferența valorică între cele două loturi practic este clar în favoarea echipei din Rio de Janeiro. Avem alte mesaje aici pe pagina pariuri 1x2 în pont pe zi. Ne scrie aici Cătălin, voluntar marchează, ambele marchează. Este un mesaj pe care l-am mai citit din partea unui alt telespectator. Iată, merg foarte mulți pe această idee, pe acest pariu. Teodor spune Bilbao, Barça, pauză sau final X. Ianuș ne scrie, am zis că dă gol Marseille, iar Cătălin aici ne spune că la Real Sociedad vom vedea GG și peste 3 goluri. O să avem mai târziu practic prezentarea acestui meci dintre Real Madrid și Real Sociedad, practic un derby în Copa del Rey, în practic care încheie această etapă de la mijlocul săptămânii din Cupa Regelui Spaniei. Avem acum, a venit momentul să vedem care este biletul zilei Sporting Bet. Avem așadar următoarele propuneri pentru biletul zilei Sporting Bet din partea redacției Pariur 1x2.ro. Antalya Spor, Sivasspor, peste 1,5 goluri la o cotă de 1.36. Voluntari FCSB, pauză sau final 2, cotă 1.30. Iată o cotă foarte bună pentru acest tip de pariu. Și un meci din tenis, Per Marcora, 1 cu handicap peste 1,5 seturi cu o cotă de 1.17. Aceste 3 pariuri combinate pe un bilet dau o cotă finală de 2.05. Iată un proiect al foarte drag prietenului nostru Sabin Pârvan și al redacției Pariuri 1x2.ro, această cotă 2, 3 partide cu o cotă destul de sigură și care are șanse destul de mari să, un bilet care are șanse destul de mari să iasă, chiar dacă spuneam ieri am avut o surpriză neplăcută din acest punct de vedere. Oricum, la această cotă 2.05 practic v-ați dubla investiția. Oricum vă urăm succes și inspirație și pentru că tot am vorbit de mesaje, trebuie să amintesc foarte mult mesajul primit ieri de la Mihai. A spus că i-a ieșit cota 2 la meciul din Portugalia dintre Benfica și Famalicão. A fost GG pontul său, a fost 3-2, un pont câștigător la o cotă de 1.95. Felicitări! Iată ce înseamnă să fiți foarte bine informați. Noi încercăm să venim în sprijinul dumneavoastră prin ponturi, prin informații, prin tot ceea ce este necesar pentru a avea câștig la pariuri. Da, o să mergem acum să vedem care este supercota zilei. Da, o să vedem și supercota zilei. Avem meciul dintre FC Voluntari și FCSB, cotă 2.20, pontul pariuri 1x2.ro este 2 și oaspeții peste 4.5 cornere, un pont foarte, foarte inspirat, aș putea spune, din acest punct de vedere. Bun, deci avem o medie de peste 9 cornere în meciurile celor de la FCSB în Liga 1. Adversarii celor de la FC Voluntari beneficiază în medie de peste 5 cornere pe meci, 5.50 este media mai exact. Ilfovenii au primit gol în ultimele 8 partide de pe teren propriu.
propriu. Așadar, sunt suficiente motive să mizați pe această cotă de 2,20, supercota zilei. Voluntar, vă spuneam, locul 14 cu doar 11 puncte, FCSB poziția a 4-a cu 39 de puncte, cu un succes ce de la FCSB a rucat până pe locul secund cu 5 puncte sub CFR Cluj, dar le-ar depăși pe Universitatea Craiova și pe Astra cu 2 puncte. Bun, o să avem de comentat puțin și unele mesaje pe care ni le-ați trimis pe pagina de Facebook, Pariuri 1x2, un pont pe zi. Sunt foarte multe mesaje, foarte multe întrebări în același timp din partea voastră. Erau aici mai multe comentarii legate de meciurile despre care am vorbit. Iată, Florin spune: un bilet pentru mâine, după părerea mea, cu foarte mari șanse de a fi câștigător, Voluntar FCSB X2 și sub 3,5 goluri, Real Madrid, Real Sociedad GG și Bilbao Barcelona X2 și între 2 și 5 goluri. O seară plăcută și baftă la pariuri, ne scrie Florin. Îl salut și pe Dani cu această ocazie. Ianoș ne spune Real Madrid GG și peste 3 goluri. Da, sunt ponturi foarte, foarte bune din acest punct de vedere. Au, să spunem, au bază, au stabilitate atunci când vorbim despre așa ceva. Sunt practic meciuri foarte, foarte importante, dar spuneam, mai avem și meciuri din alte, de pe alte meleaguri, nu doar din Europa. Avem aceste confruntări din America de Sud. O să vedem imediat dacă s-au terminat absolut toate partidele care se desfășurau în momentul în care am intrat în emisiune. Spuneam, a fost o lovitură incredibilă dată la pariuri celor de la, care au mizat pe victoria lui Lazio în meciul cu Verona. Iată, este 0-0, dar Lazio reușește un lucru foarte important și egalează recordul de invincibilitate stabilit în urmă cu mai bine de 2 decenii, în primăvara lui 99, sub comanda lui Sven Göran Eriksson, 17 meciuri la rând fără înfrângere în campionat. Pe de altă parte, Verona și este la cea mai lungă serie fără eșec, egalându-și, apropiindu-se de fapt de performanța fabuloasă realizată în ediția 99-2000 cu Cesare Prandelli pe bancă, când a avut 15 meciuri consecutive fără eșec și, culmea, în acel sezon Lazio a luat titlul. În momentul de față, să vă arătăm și cum arată, să vă spunem cum arată situația în serie: Juventus lider, 54 de puncte, Inter pe 2 cu 51 de puncte, Lazio pe 3 cu 50 de puncte. Iată, Lazio rămâne pe locul al treilea, nu poate să o depășească pe Inter, este la 4 puncte de Juventus, dar în același timp Lazio are 11 puncte avans față de ocupanta locului 4, Atalanta. Roma este și ea cu 39 de puncte, dar pe poziția 5-a. Cam acestea sunt meciurile, aceasta este situația în seria. Spuneam că mai este un meci în desfășurare în acest moment. Confruntarea din Cupa Germaniei dintre Saarbrücken și Karlsruhe s-a ajuns la lovituri de departajare. În acest moment este 3-2 pentru cei de la Saarbrücken. Cam acesta ar fi singurul meci care nu s-a încheiat. S-a terminat și Saint-Étienne Marseille 0-2, scor final, confirmând practic pontul oferit de redacția Pariuri 1x2 ieri. În Cupa Greciei au fost două partide foarte interesante: Panetolikos AEK Athena 1-1 și PAOK Salonik Panathinaikos 2-0. În Cupa Turciei Galatasaray a pierdut la Alanyaspor 0-2, iar Fenerbahçe s-a impus cu 3-0 pe terenul celor de la Kırklareli Spor. În Croația, Rijeka a trecut de Dinamo Zagreb în cupă cu 1-0. Sunt cele mai importante rezultate din Europa. În America de Sud, spuneam, au început duelurile din Copa Libertadores. De câteva minute, Cerro Largo Palestino și Universitario de Deportes Cerro Porteño. În această noapte sunt Guarani, Corinthians și The Strongest Atletico Tucuman, meciuri despre care v-am vorbit ceva mai devreme, într-un bilet personal practic cu o cotă de 2,20. Tot din America de Sud, în Copa Sudamericana,
sunt meciurile Phoenix El Nacional 0-0, Mineiros de Guayana al Luqueño 0-0 în acest moment, de câteva minute au început aceste dueluri. Se mai joacă Atletico Nacional Huracan. Aici o partidă foarte interesantă. Atletico Nacional favorit, are cotă 1.45 la victorie. În mod normal aș merge pe victoria gazdelor, chiar dacă Huracan e o echipă imprevizibilă, dar pe teren propriu Atletico Nacional este greu de răpus. Și tot în Copa Sudamericana avem Vasco da Gama Oriente Petrolero, un meci care, vă spuneam, are o cotă de doar 1.15 și pe care l-am inclus de asemenea pe pagina, pe biletul personal, dar acesta poate fi pariat practic doar în varianta online, pentru că meciurile se joacă în această seară. Este un mesaj de la Răzvan, mă întreabă care sunt pariurile mele personale pentru mâine. Ei bine, așa cum ne-a scris Răzvan, așa cum ne-au mai scris și alți prieteni ai emisiunii noastre, e momentul să vă ofer pontul meu special, pontul lui Bogdan Socol, așa cum i-au spus colegii mei de la pariur1x2.ro. Vorbim aici așadar despre meciul din Copa del Rey dintre Real Madrid și Real Sociedad. Pontul meu este că ambele echipe marchează cotă 1.80, o cotă generoasă din acest punct de vedere. Și spun asta pentru că Real Madrid vine după 8 victorii consecutive în toate competițiile. Nu a marcat doar în acea finală de Supercupa Spaniei, decisă la penaltiuri în fața lui Atletico Madrid. Însă, altfel, Real Madrid a marcat în toate aceste 8 victorii obținute la rând, în toate competițiile. Real Sociedad, pe de altă parte, a înscris în ultimele 4 partide în toate competițiile și mă aștept să vedem o partidă deschisă din acest punct de vedere. Mai ales că pentru cei de la Real Madrid urmează o deplasare destul de complicată în Pamplona cu Osasuna. Pentru Real Sociedad vine derbiul Țării Bascilor cu cei de la Athletic Bilbao. Sunt două partide foarte importante, dar în același timp niciuna dintre cele două echipe nu neglijează Copa del Rey. Este un pas important pentru fiecare dacă ar trece mai departe. Pentru Real Madrid, evident, prioritatea o reprezintă campionatul. Titlul este prioritatea numărul 1, prioritatea absolută, aș putea spune, pentru Real Madrid. Apoi Champions League și Copa del Rey este pe planul al treilea. Este mulțumit și Răzvan, scrie Eusebiu, mai sigur la FCSB 2 și 1.5 goluri. La Dani scrie FCSB 2 și peste 1.5 la FCSB și la Barcelona și Real Madrid, ambele echipe marchează. Da, au fost foarte multe mesaje în care prietenii noștri solicitau să ofer ponturi personale. De astăzi o să aveți parte de acest pont sau de bilet al lui Bogdan Socol. Am venit cu propunerea de bilet pentru meciurile din America de Sud pentru cei care vor să parieze în această noapte, cu posibilitatea de a se trezi dimineața cu venituri dublate, cel puțin, în cazul în care ies toate aceste 3 ponturi de pe bilet. Altfel, spuneam, la Real Madrid, Real Sociedad, merg pe varianta GG, ambele echipe marchează cu o cotă foarte bună, o cotă de 1.80 și mă bucur că sunteți, să spunem, sunteți și voi încântați de această cotă. Din mesajele pe care le văd aici pe pagina de Facebook, pariuri 1x2, un punct pe zi. Oricum, sunt partide care vor fi analizate cu siguranță pe toate părțile. Le vom aranja acum cum se poate mai bine. Oricum, scrie aici un prieten al emisiunii noastre, suntem pe calea victoriei, așa că nu avem de ce să ne facem probleme. Într-adevăr, și la propriu și la figurat suntem pe calea victoriei, mergem împreună până la capăt.
în Cupa Germaniei s-a terminat în cele din urmă și meciul dintre Saarbrücken și Karlsruhe. Victorie pentru cei de la Saarbrücken la lovituri de departajare. 5-3 a fost scorul final. Vă spuneam, la Marseille a fost victorie pentru OM cu 2-0, ceea ce este un pont câștigător la meciul zilei Unibet. Altfel sunt meciuri foarte interesante cu care vă așteptăm și în emisiunea de mâine. Oricum, nu uitați, în fiecare zi, aici de luni până vineri, aveți cele mai importante informații, cele mai importante ponturi de la pariuri. Evident, și pe site-ul pariuri1x2.ro, acolo aveți informațiile detaliate, la fel și pe pagina noastră de Facebook. Suntem aproape de finalul ediției de astăzi și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și de această dată, pentru mesajele transmise. Pare rău că nu am apucat să le citesc chiar pe toate, dar în același timp cele mai importante au fost transmise și vă aștept și mâine, așadar, pe B1 TV la un pont pe zi. Eu sunt Bogdan Socol, o seară excelentă, la revedere, pe curând!